Salutare și bine v-am găsit la un nou episod al serialului nostru. Așa cum v-am spus săptămâna trecută, ieri a avut loc în micuțul club Question Mark un dublu eveniment prilejuit de un concert Bloodway. După 4 luni, parcă, au revenit pe micuța scenă a aceluiași club. După concert a avut loc lansarea cărții lui Costin Chioreanu, Magic as a Golden Mint, pe care v-am prezentat-o în episodul trecut. Voi face o referire scurtă la acest eveniment dublu, deoarece a fost o super reușită din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut foarte, foarte mult ce s-a întâmplat aseară. Voi începe cu show-ul celor de la Bloodway, care a început fix la ora 20, așa cum era stabilit. Băieții s-au ținut de cuvânt și, indiferent de că lumea a fost în sală, i-au dat drumul la cântare. Mi-a plăcut foarte mult faptul că lumea care a venit special pentru concert, adică oamenii chiar au venit să vadă trupa la lucru. A fost destul de multă lume, cred, nu știu, 40-50 de oameni, pentru clubul ăla e deja ok, adică de la mai mulți în sus ar fi orgie, cum se zice. Ce să zic despre Bloodway? Trupa asta cred că va deveni una din cele mai bune trupe de rock de la noi. Chiar vorbeam asta cu maestru Coro, care, mă rog, el mi-a spus acest lucru și dau dreptate în totalitate. Față de acum 4 luni, mi se pare că au sunat mai bine, mai închegat, ca un tot unitar, cei trei muzicieni colaborând extrem, extrem de bine pe scenă. Au cântat întreg materialul, mă rog, întreg EP-ul sau ce Dumnezeu e ăla, de 4 piese, Sunstone, Voyager, și 3 piese noi în premieră de pe următorul material, de pe următorul CD, care va apărea în septembrie, din câte am înțeles chiar de la ei. Ce să zic, piesele au sunat extrem de bine. EP-ul nu a fost cântat în ordinea de pe CD, au fost intercalate piesele, asta nu m-a deranjat absolut deloc, era și normal să fie așa, pentru că altfel ar fi fost un pic ciudat. Ce a fost, în schimb, foarte, foarte interesant a fost că între piese, Costin, asta a fost clar ideea lui, a ales să pună niște intro-uri, niște speech-uri ale unui filozof britanic, Alan Watts pe numele lui. Niște speech-uri scurte, de 2-3 minute, dar cu un impact emoțional, de ce nu, foarte, foarte puternic. Lumea chiar a stat, a ascultat, era liniște în momentul în care Alan Watts intra în eter. Lucrurile pe care le-a spus el sunt foarte interesante, se referă la noi, la relația noastră dintre oameni. Pentru mai multe informații puteți intra pe YouTube să vedeți exact despre ce este vorba. Concertul a beneficiat, show-ul Bloodway a beneficiat și de niște screen-uri, de niște proiecții făcute de Gina, proiecții luate dintr-un film polonez, Outside the Golden Circle, dacă nu mă înșel, al unui regizor, Andrzej Wajda, pentru că Polonia nu este o limbă, poloneza nu e o limbă accesibilă. Este un film lung, am vorbit de multe ori cu Costin despre acest film, până la urmă trebuie să-i dăm și noi, nu Alina, să-i dăm și noi un shot, pentru că, deși e lung 3 ore, am înțeles că merită. Aha. Deci, na, trebuie să găsim o variantă de a-l vedea. Revin la concert, cele 3 piese de pe următorul material sună fantastic de bine, un pas mult, mult înainte, dacă pot spune asta, față de EP, și ăla sună fantastic de bine, dar piesele astea, în special o piesă care se numește Mirror Twins, o să dau doar ei numele, celorlalte două nu o să le spun numele, pentru că na, nu este treaba mea, dar această piesă Mirror Twins, pe care am avut ocazia să o ascult și la soundcheck făcut înainte de concert, pur și simplu m-a rupt, mi-a dat o senzație de ceva ce n-am și acum, mi se zbârlește părul pe mână, efectiv. Deci m-a transpus într-o stare emoțională foarte, foarte puternică și bizară la un moment dat, chiar la soundcheck, când venea să plâng la un moment dat. Chestia aia care îți vine din tine și efectiv îți vine să te duci naibii, să te dai cu capul de pereți și după aia să te întorci plin de sânge, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, știu, sună așa un pic, cred că sunt și obosit de aseară. Da, deci cam asta a fost concertul Bloodway. Mă rog, nu o să stau să fac acum o analiză exact ce s-a întâmplat, cine a fost acolo știe despre ce e vorba, cine nu poate să vadă, probabil vor fi și niște cronici pe net.
Doar atâta spun, trupa sună extrem de bine, trei oameni care fiecare vine cu un background muzical de excepție, toți trei au cântat până în Blood Whale mai multe trupe, dacă nu chiar și mai cântă în momentul de față, se simte chestia asta, sunt foarte, foarte uniți, o chimie nebună între ei. Sunetul a fost excepțional, s-a auzit extrem de bine totul, chitările, basul, toba și vocea lui Costin, care uneori, chiar dacă nu a sunat foarte, foarte bine, a fost din filmul respectiv. Îi felicit pe băieți pentru concertul ăsta și sper să facă o lansare în septembrie cu mult fast, pentru că merită. Trupa asta chiar va fi ceva foarte, foarte nebun și, din punctul meu de vedere, merită toată atenția tuturor, efectiv, pentru că băieții trebuie susținuți. Ăsta este EP-ul care a apărut, cred că știți deja. Așteptăm cu, eu cel puțin aștept cu mare nerăbdare albumul propriu, albumul de debut. Vorbesc un pic și despre al doilea eveniment, lansarea cărții care a avut loc imediat după concert. M-am bucurat enorm să văd lume din industria muzicală românească, dar lăsându-mă la o parte, chiar m-am bucurat să văd oameni din alte trupe, oameni din anturajul scenei, să zic așa, oameni de presă, dacă pot spune presă la noi, dar a venit domnul Alex Revenco să susțină trupa și la concert, a venit și pentru carte. M-am bucurat să văd acești oameni stând la rând, la coadă, la propriu, pentru a le fi semnată cartea pe care au dat bani, deci nu au așteptat să le fie dată gratis. Tot respectul pentru chestia asta. Așa trebuie să se întâmple, oamenii de muzică de la noi, ăia care sunt puțini, să se susțină între ei, pentru că numai așa se va ajunge undeva. Știu că sună așa bizar sau poate nu e treaba mea să mă bag, dar spun asta pentru că am văzut aseară un lucru foarte, foarte, foarte frumos, iar omul ăsta, Costin, chiar merită felicitat pentru tot ce a făcut. M-am bucurat să iau parte la eveniment și le doresc băieților de la Blood Whale all the best. Acum, îmi cer scuze, o să vă arăt, am săpat un pic prin colecția mea și am găsit două albume care cred eu că merită o atenție un pic sporită. Este vorba de două viniluri. Unul dintre ele aparține trupei Irkalian Oracle. Nu este vorba de Irkala și cu psalm de diavol Valach. Ei și-au trăit timpul acum vreo 20 de ani. Coro. Este vorba de o trupă suedeză din Göteborg, dacă nu mă înșel. O trupă ai cărei membri sunt anonimi. Îmi place chestia asta anonimă. Contează muzica, nu cine e în spatele ei. A scos un album care se numește Grave Ecstasies. A apărut la Nuclear Now Records, așa arată el. Asta este coperta, asta este spatele. Albumul are un mic booklet și un poster. Este, ce să zic, Irkalian Oracle, e la albumul de debut, ăsta este bucletul. E simplu, cu niște versuri și niște desene oculte, pentru că băieții se încadrează în curentul ăsta nou, Black Death Metal Occult. Stau la rând cu Grave Miasma, cu Cruciamentum, cu Portal. Deci e genul ăsta de Black Death Occult, dar mistic, foarte, foarte mișto cântat. Am spus că nu contează cine este în spatele trupei și, într-adevăr, chiar nu contează. Muzica pe care băieții ăștia o fac este deosebită și sunt un tot. E un album lunguț, nu este EP, este chiar un album, are 5 piese, mi se pare, și durează vreo 40 ceva de minute, deci e destul de lung, sunt două piese de vreo 12 minute, dar merită să puneți mâna pe el și dați atenție acestei trupe, pentru că anul ăsta o să apară și albumul, al doilea album, se numește Apollyon. Încă nu știu exact când a apărea, dar o să mai auzim de trupa asta. Iar al doilea album pe care vreau să vi-l prezint este și ce se aude pe fundal. Pentru mine este chiar o plăcere nebună, mai ales că albumul ăsta e reeditat, adică e editat prima oară pe vinil, a fost anul ăsta. E vorba de Baratrum, o trupă cred că deja cult, nu mai e nevoie să spun despre ea nimic, finlandeză. Albumul în cauză este Infernal. Albumul a apărut în 1997 la Nazgul Spiry Production pe CD și de atunci nu a fost editat pe vinil deloc. De asta s-a ocupat Primitive Reaction, casa finlandeză care de discuri finlandeză care produce numai bunătăți, și a scos un dublu LP, așa arată el. Versurile sunt în
în gatefold. Asta e coperta din spate. Ce am eu aici este Die Hard Edition. Este, vine pe două discuri red plus un patch. Patch cu baratrum, mi-am dorit dintotdeauna, iată că am reușit să pun mâna pe el. Na, ce să zic despre albumul ăsta? Ce să zic despre baratrum? Toată lumea știe pe Demon Osova, acest capricios muzician finlandez. Un om căruia îi place foarte mult să bea, dar căruia finlandez nu-i place foarte mult să bea. Un om care a scos, el este de fapt creierul trupei, el este baratrum, s-a jucat cu muzicienii așa cum a vrut el, adică componența trupei n-a fost niciodată una stabilă. Au scos destul de multe albume, mai ales în sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Ce cântă ei, toată lumea știe, adică cred că știți despre baratrum, e la fel de importantă ca Beherit sau ca Impale Nazarene, doar că ăștia, băieții ăștia și-au păstrat stilul ăla de doom, black metal cu care ne-au obișnuit pe fiecare album, practic. Cântă mereu aproximativ la fel, se aude basul ăla lui Demon Osova, teribil de tare, foarte distorsionat și heavy, așa, îți dă o chestie în creier. Na, cam asta a fost pentru astăzi. Ce să zic, o să ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mă urmăriți. Dacă vă place, dați un like. Dacă nu vă place, dați un like și un subscribe. Pentru astăzi e de ajuns. Ne vedem diseară la Castle, da? Rock!